Iar în Statele Unite, autoritățile încearcă fără succes să izoleze incendiul de vegetație izbucnit în nordul statului California. Incendiul a transformat în cenușă în doar 3 zile aproape 140.000 de hectare. Potrivit autorităților, rata de răspândire a flăcărilor este înfricoșătoare. Echivalentul la 60 de terenuri de fotbal arde în fiecare minut. Mai multe localități aflate în calea flăcărilor au fost evacuate, iar sute de case s-au făcut scrum. Pe de altă parte, polițiștii au arestat un bărbat pe care îl acuză că ar fi pornit incendiul în mod voluntar după ce ar fi dat foc unui autoturism și l-ar fi aruncat într-o prăpastie.